dărim echipa atât din punct de vedere al staff-ului tehnic, cât și al aducerii de jucători noi. Am reușit să aducem în rândul jucătorilor încă 6 jucători noi. Jucători care cred că vor aduce un plus echipei pentru acest sfârșit de sezon. Obiectivele pentru sfârșitul campionatului sunt clasarea pe locul 5, în vedere că obiectivul de accedere în play-off este inaccesibil în acest moment, dar și atingerea semifinalelor Cupei României, fază în care am fost și anul trecut. Cred că putem atinge aceste obiective. Dorim să începem încă de acum construcția unei echipe solide pentru sezonul viitor, în care obiectivul clar este o medalie, deci clasarea în primele 3 echipe. De aceea am și început această campanie de transfer. Aveți aici, de față cu dumneavoastră, 4 dintre cele 6 transferuri realizate până acum. Sunt jucătorii cei mai reprezentativi pe care am reușit să aducem în această vară. Internațional sub 23 de ani în României, care a parcurs toate loturile până la această vârstă. Vine de la CSM București, care în opinia mea este un jucător de mare perspectivă și care ne va ajuta foarte mult în acest sezon. De asemenea, îl aveți în stânga mea, pe noul căpitan al echipei Universitatea Cluj, un jucător care s-a format aici și a făcut anii studenției aici, la Cluj, și care a revenit din Franța tocmai pentru a pune umărul la ceea ce înseamnă proiectul Universității de acum și pentru anul ce vine. Cristian Bodea, un jucător pe care toată lumea îl cunoaște, cred că curriculumul lui are, pe lângă numeroase titluri naționale obținute cu Timișoara, Baia Mare, cupe ale României, participări în campionatele din Franța, Roșu Valentin, de asemenea internațional român, care am reușit să-l aducem la Universitatea Cluj, care sperăm să facă saltul spre echipa națională mare, pentru că are un potențial foarte mare. Sobota Camil, care revine la Cluj, s-a format aici la Cluj ca și junior, a jucat la Dinamo și am reușit tot în această vară să-l aducem pe o poziție de care aveam nevoie. În ceea ce privește staff-ul tehnic, ne-am întâlnit cu aducerea unui nou director tehnic, care este în speță domnul Bogdan Cartor. Despre el ce pot să spun, că a ocupat mai multe funcții în cadrul Federației Române de Rugby, a ocupat funcția de director de dezvoltare pe Transilvania și după aceea director național de dezvoltare, a fost antrenor al locului național de junior și întregește staff-ul tehnic al echipei noastre. Din punctul meu de vedere, aș... Mă bucur de fiecare dată când sunt cooptat de clubul de suflet. De la vârsta de 7 ani am parcurs toate ciclurile ca jucător și chiar la un moment dat și ca antrenor. Ori de câte ori va fi nevoie, voi face ceva pentru Universitatea, deoarece și el mi-a oferit tot ce am avut nevoie din copilărie și până la vârsta maturității. Am venit cu gândul mare și încrezător ca, cel puțin pentru la anul și pentru următorii ani, Clujul să-și găsească locul acolo unde eu, când eram jucător, în perioada 2000-2004, în primele 4 echipe din țară. O să ne fie foarte greu, deoarece vedeți că primele 4 echipe investesc mult în jucători străini. O să încercăm și noi, cu jucătorii, chiar în mare parte români, poate și câțiva dintre străini să aducem, să ne batem cu echipele care vedeți, echipele tare ale campionatului. Nu va fi ușor,
Proiectul cum este pe termen lung, în care include inclusiv o bază solidă ale echipelor de junior, începând de la 12 ani până la o echipă de tineret, care va fi construită în această toamnă. O face tot posibilul ca Rubiu, exact cum am zis, să facă mândru acest oraș. În rest, avem toate condițiile bune de pregătire, avem niște parteneri care ne sprijină din toate punctele de vedere, avem condiții extraordinare unde să lucrăm, totul depinde numai de noi. De staff și de jucători, pentru a demonstra că ne merităm locul. În rest, dacă aveți întrebări, și bine v-am găsit, Teodă, sau cu pregăți nevoie, că, precum a spus și colegul meu, Vocea îmi permite, jucând postul care îl joc. Am fost foarte onorat când am fost apelat de staff-ul de la Cluj. Am încredere în proiectele care vor să le dezvolte pe termen foarte lung, în promovarea de junior, fiind o pepinieră foarte bogată pentru echipa de senior. Cred în copiii cei tineri care sunt aici, sunt foarte... N-au așa foarte multă experiență, dar combinăm cu persoanele care au venit acum în echipa cu mine, cu Roșu, care este mai experimentat și cu echipe mai mari, cu Camil. Și să sperăm că vom face o treabă foarte bună. Anii ce vin să mă retrag cu medalia la prima dragoste, care a fost Roșu pentru mine. V-am spus, este o echipă tânără, un proiect nou în dezvoltare, cu staff-ul echipei, idei foarte promisătoare pe viitor. Majoritatea colegilor de aici cunosc de la loturile naufragede și sper ca pe viitor să fie o putere în rugbyul românesc. Ai avut și alte oferte pentru voi, niște meciuri din care trebuie să ieșiți cu bine? Urmează și cred, sunt convins în proporție de 80% că vom face față. Ai mai jucat pe un asemenea stadion? Da, am mai jucat, am mai avut plăcere, dar niciodată, să spun așa, acasă, să l-am eu. Pot beneficia de. Ai mai avut și alte oferte? Da, am mai avut și alte oferte. Nu pot da nume de acele echipe, dar da, am avut și alte echipe. Am preferat să vin aici, este un colectiv tânăr și pot să cresc o dată cu ei. Vei lucra cu un antrenor tânăr. Da. E ceva bine, fiindcă mereu e deschis la noi propuneri, la noi planuri și stiluri de joc și mă avantajează, un lucru care mă avantajează enorm. Ce le transmiți suporterilor? Să vină cât mai mult la stadion și promitem să nu-i dezamăgim. Linia tăi, poți să tu ești în linia acasă, cum ar veni. Cu tine, în ce măsură merge? Cristi Săon. Cristi Săon este un prieten foarte, foarte vechi și foarte drag mie. Primul telefon care l-am avut de la el și apoi de la Câmpea. Când am auzit această veste, vă dați seama că am fost foarte încântat să revin la prima mea dragoste care a ținut cursul pentru mine. Deci văd cu ochi foarte frumos și foarte bune acest proiect de joc care l-au elaborat colegii noștri și tot sperăm că o să dea roade. Spuneai că vrei să obții încă o medalie, da, cu Universitatea Cluj. Îmi lipsește, din păcate, locul 3. Îmi lipsește, din păcate. Din palmares? Din palmares, acum sperăm că o iau aici. Poate nu zic și un locul 2, dar este foarte greu. Totuși nu aveți o misiune foarte ușoară în acest retur. Veți recupera ceva puncte și să vă îndepliniți obiectivul. Puncte n-ar fi de recuperat acum. Mai sunt 3 meciuri din retur. Important este în play-out. Acolo sunt meciurile decisive. Vei fi și nouă capitan al echipei. O presiune în plus pentru tine? Nu este o presiune în plus, fiindcă nu e prima dată, am fost și la celălalt echipe, tot capitan. Știu cum să discut cu băieții, știu cum să-i motivez, știu cum să le... Deci nu este o responsabilitate în plus pentru mine. Suporterilor ce le transmit? Să vină într-un număr cât mai mare la meci și să ne susțină, indiferent de rezultate. Mi-ai spus și postul pe rog. Să-mi arăt valoarea. Ești și mai motivat acum? Desigur. Foarte mult.
obiectivul nu este unul ușor pentru echipa voastră. Nu, dar la anul sperăm să ne clasăm în primele patru și să fim acolo unde ne luăm. Postul? Bun, așa, spune de ce Universitatea Cluj? Cum am spus și mai devreme, Universitatea Cluj e o echipă tânără, jucători cu experiență. Foarte mulți jucători am colaborat și la loturile de juniori și la echipa de juniori, la Baia Mare. Și e o echipă de perspectivă. Eu am jucat la CSM București, am fost învinși de Universitatea Cluj chiar aici pe Cluj Arena și mi-a plăcut foarte mult atmosfera echipei Cluj, echipa, atmosfera stadionului și sunt condiții foarte bune aici la Cluj și sper să facem performanță, să ne îndeplinim obiectivul anul acesta și la anul și să fie ok. Și uite că joci chiar împotriva potențiale echipe în primul meci. Va fi o experiență plăcută pentru mine. Cum vezi viitorul rugbyului clujean? Bine. Deci sunt oameni care vor să investească în rugbyul clujean și sper să fie ok să îndeplinim obiectivele cerute și să se investească în continuare. Echipa din București e mai puternică acum după această pauză? Ce știți? Nu cred, au mai plecat câțiva jucători la Steaua și oricum este o echipă de temut, nu este, mai ales după înfrângerea de aici de la Cluj, o să fie foarte montați și o să intre cu răutate. Tu vei fi mai motivat acum că joci împotriva lor? Vă dați seama, vreau să demonstrez ce au pierdut. Așa se face când pleci de undeva, vrei să demonstrezi